găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiune exclusiv. Sunt Amelia Vulcu. Schimbări importante în justiția brașoveană. Vă explic, doamnelor și domnilor, în minutele următoare. Sincer, trebuie să întreb. Cum s-o prezint? Pe invitata mea de astăzi. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Cum spun, doamna judecător, Cristina Gabriela Ciolacu, vicepreședinte sau președinte al Tribunalului Brașov? Sunt vicepreședinte al Tribunalului Brașov și voi fi președinte al Tribunalului Brașov, probabil începând cu 15 iulie 2019. Asta până când se mai este o procedură pune în practică, da, până este respectată toată întreaga procedură, după ce ați obținut cel mai bun rezultat la concursul care s-a organizat. Este pe corect. Cifrele nu pot fi contestate. Urmează, da? O ședință a CSM-ului și o numire prin hotărârea CSM-ului pentru o perioadă de 3 ani. Doamnă, fericită și succes! Mulțumesc. Nu vă aveți viața prea ușoară acolo, cel puțin, dacă ne uităm la ce se întâmplă. Doamna Ciolacu, în momentul în care orice persoană care ne urmărește spune, a, judecător, sentințe, erori, greșeli, soluții la comandă, și ce să vă spun? Vă spun sigur, nu există, probabil că dumneavoastră auziți acest gen de discuții. Nu există soluții la comandă, am mai avut o discuție pe tema aceasta, nu există dosare la comandă. Probabil că există erori, dar nu sunt intenționate sau nu știu dacă sunt erori judiciare. M-aș îndoi. Ideea este că se muncește greu, se muncește mult. Vorbesc din perspectiva unui judecător de penal, dar și de a unui judecător de civil. Este foarte adevărat, sunt la fel de importante și dosarele în civil, dar știți foarte bine că cele din materie penală ponderea în penal este mult mai mică decât în civil. Da, oamenii de asta sunt interesați. Vast, fiscal, administrativ, litigi de muncă, insolvență. Da, penalul parcare așa, nu știu, o rezonanță mai... Păi despre asta se discută, doamnă, despre asta se discută. Din păcate a ajuns să discute în felul acesta datorită personalităților trimise în judecată. Pe de altă parte... Este foarte clar. De altă parte, din păcate, totodată, ne confruntăm cu o creștere a infracționalității în anumite domenii destul de ridicată. Și din acest punct de vedere, probabil, această importanță care se acordă penalului este mai mare. A crescut violența, într-adevăr. Asta da, și la tot pasul și constatăm o creștere chiar și a violenței în discurs, o agresivitate tot mai mare a... Cred oamenii că astfel se impun. Reușesc să se impună mai bine sau e o modalitate de autoapărare? E un fel de ascundere de a slăbiciunii și a părea mai puternic. Pe bine știm asta, că în momentul în care omul nu are argumente, ridică tonul da. În încercarea când nu ai argumente, când nu ai alte mijloace, da, te împui de vedere. Se muncește mult. Ce înseamnă mult? Vă dau un exemplu în cazul judecătorilor secției penale. Sunt din cele 7 zile ale săptămânii, sunt situații în care de luni până vineri avem ședințe în fiecare zi și uneori chiar și sâmbătă și duminică când sunt urgențe. Arestări sau alte solicitări din partea Ministerului Public. Moment în care magistratul vine de acasă, da? Da. Cel care indiferent este de serviciu, dacă este sau nu de serviciu, pentru că în dosare de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți păstrează continuitatea în acele dosare de urmărire penală, tocmai în ideea de a evita o incompatibilitate în cameră preliminară sau fond. Și atunci, chiar și dacă nu ești de serviciu, sâmbătă sau duminica sau în orice altă zi a săptămânii... Indiferent că e sărbătoare, indiferent că e sărbătoare. Noi avem permanența pe care o asigurăm 24 din 24. Așadar, nu este neapărat important numărul de dosare pe care îl are un judecător, fiindcă se fac diferențe în ceea ce privește volumul. Da, nu este neapărat important. Volumul de muncă a crescut, dar a crescut foarte mult complexitatea dosarelor. Și în materie penală, și în materie civilă ne confruntăm nu numai cu aspecte de drept complexe, cu un număr ridicat de oameni, de părți, cu volume foarte mari, cu o grămadă de probatorii care trebuie să administrate. Martori audiați, 10 am văzut dosare chiar 10, cu... da, sau chiar sute de volume. Ori, o cercetare judecătorească, care uneori, într-un dosar complex, cum spuneam, durează mai mult, automat dezbaterea este complexă. Automat, după momentul dezbaterii, când judecătorul rămâne în pronunțare cu acel dosar, are nevoie de un timp mult mai mare decât timpul de 2 săptămâni oferit prin procedura pendinte, de a se pronunța și a da o hotărâre publică în acel dosar. Da, dar ce facem, doamna Ciolacu? Oamenii nu au răbdare, da? Oamenii trebuie să învețe să aibă răbdare, pentru că cu toții trebuie să
avem răbdare și să avem și mecanismele umane de a lucra și de a da o hotărâre. Acum nu vreau să generalizez. Sigur că sunt oameni care spun, dom'le, da, într-adevăr, oameni care înțeleg foarte bine ce explicați dumneavoastră, dar poate sunt oameni care fie nu au acces la aceste amănunte, tocmai de aceea facem astfel de emisiuni, da? Care poate nu sunt interesați pur și simplu să citească materiale pe această temă. Știm foarte bine că la știri se citește titlul și atât, nu mai intrăm în amănunte. Ei, oamenii aceia, sau finalul, da, oamenii aceia încep să facă scenarii, care sunt cele mai periculoase. Discutam cu dumneavoastră și înainte de emisiune, da? N-aș vrea să dau nume, sub nicio formă, dar în momentul în care, dumneavoastră spuneți 2 săptămâni, da? Astăzi rămâne judecătorul respectiv în pronunțare, da, s-a încheiat judecata. Nu e corect, da, din punctul nostru de vedere, această exprimare. Nu e corect, dar sute de volume de urmărire penale și multe alte procedee probatorii administrate în cursul judecății. Judecătorul ce face înainte de a pronunța o hotărâre? De a da sentința. De a da hotărârea. Citește din nou tot, reia anumite aspecte. Se documentează, citește practică judiciară sau din contră, teorie sau pur și simplu, sau poate chiar se apucă să redacteze un concept de motivare a soluției pe care o va pronunța. Chiar dacă după ce s-a pronunțat hotărârea, judecătorul are 30 de zile pentru a motiva, a redacta considerentele, a arăta de ce s-a ajuns la acea hotărâre. Doamna Ciolacu, judecătorii au voie să aibă probleme personale? Toți avem probleme personale. Nu, judecătorii nu au voie. Să dea, domnule, sentința repede acolo, să vedem noi dacă avem e vinovat copii, sau nu. Au copii, părinți, sigur că da, toată lumea are probleme personale și toată lumea... Mentalul are colectiv spune, nu, doamnă, că nu întâmplător v-am adresat întrebarea. Nu suntem roboți, să știți. Nu suntem roboți. Și din contră, muncim mult, eu nu mă plâng, dar poate că nu întotdeauna se vede rezultatul acestei activități care este complexă, care ce este grea. Ce să faceți? Ieșiți în stradă să vadă lumea ce faceți? Nu, sau ești un stradă al magistratului. Eu personal nu sunt de acord că ești un stradă. Sunt alte căi și alte pârghi, alte mijloace prin care un judecător poate să spună ce are de spus. Dumneavoastră spuneați mai devreme și sunt de acord. Sunt foarte multe dosare cu, nu știu cum să le numim, personalități, celebrități, nu știu, să nu folosesc, nu vreau nici să fiu ironică, nu vreau nici să... În astfel de situații apar cele mai mari presiuni? Sau la ce vă referiți? Așteptări? Așteptări de repede, repede, repede. Păi, hai să nu fie repede, haide să fie bine în primul capul rând. Capul în moțoc vrem. Zic unii, alții nu. Nu cred că ar trebui să vedem prin justiție unealtă ca cineva să fie răzbunat sau nu exclus sau inclus în societate. Nu cred că ăsta este rolul justiției. Dar nu putem opri pe oameni să se gândească la asta, să speculeze. Poate că ar trebui să căutăm mijloace pentru a educa și a schimba, să zicem, percepția colectivă sau convingerea colectivă în ceea ce privește actul de justiție, eu cred că ne trebuie o mentalitate mai sănătoasă. Și atunci, până la urmă, cu toții avem nevoie să participăm la creșterea sau la schimbarea acestei mental colectiv. Până vom reuși să facem asta, știți foarte bine că este vorba despre o procedură care necesită timp, da, timp și deschidere și dorință până la urmă de schimbare. Vedem bine că oamenii sunt destul de refractari la schimbare. Doamna Ciolacu, cum sună 3 amânări de pronunțare? Posibil. Funcție de complexitate, spuneați mai devreme, funcție de cât are. Și eu aș prefera mai degrabă să amân pronunțarea într-un dosar de mai multe ori și să redactez considerentele sentinței deodată și să mă pronunț cu totul, pentru că în felul acesta, pe de-o parte, am trecut din nou prin tot dosarul, din nou chiar dacă știu dosarul, pentru că știm dosarul, să știți și bine, nu e vorba numai de unul singur, că un judecător în același timp rămâne pronunțarea cu 10 dosare. Bineînțeles. Timp în care rulează ședințe, mai multe, nu una. În timpul ăsta, și alte activități extrajudiciare. Am avut perioada alegerilor europarlamentare. Judecătorii au compus birourile electorale. Pe lângă activitatea de judecată există foarte multă activitate administrativă, extrajudiciară. Ei, deci în afară de faptul că intră judecătorul în sală și... Nu vorbim de cele 8 ore de moment, nimeni judecă. Nu lucrează 8 ore. Nu există. Se lucrează 10 ore, 12 ore, se lucrează în weekend. La fel și personal auxiliar. Nu vă imaginați că există un serviciu de 8 ore. Se fac eforturi umane, enorme. Fiecare face însă cât poate, astfel încât până la urmă nu numai să lucreze efectiv și eficient, dar până la urmă să-și păstreze și o sănătate mentală a sa.
Cum suna? A colegilor lui, a celor din complet până la urmă. Cum sună a 10? Tuturor implicați. Cum sună 10 amânări, doamna Ciola? Da, cum sună 10 amânări? Sună. După cum vedem, nu sună bine. Este o realitate. Urmează o sentință corectă. Eu sunt convinsă că da. Nu am de unde să știu dacă e corectă sau incorrectă. Nu cred că este momentul sau nu cred că am eu capacitatea sau căderea de a spune că este corectă sau nu. Eu cred că soluțiile sunt corecte și au la bază un probatoriu administrat. Asta nu înseamnă că nu putem vorbi de soluții care se desfințează în calea de atac sau bine, se modifică. De asta există căi de atac. Nu este căi de atac, mai multe grade de jurisdicție pentru control de temenicie și legalitate. Dacă vi s-ar oferi mâine un job care să nu aibă nicio legătură cu acest domeniu și, nu știu, salariul să fie cu 5 euro mai mare, ați pleca? Sincer, da, și pentru mai puțin. Uneori îmi doresc. Este stresant, este tracasant. Este foarte obositor și este foarte solicitant și oamenii nu înțeleg, aproape nimeni nu înțelege, nici cei de acasă nu înțeleg, nimeni nu înțelege stresul și supra-solicitarea la care ești supus și totodată supra-solicitare și nu presiune, singur, doamnă. Nu există presiune. Bine, presiunea există, presiunea timpului, a termenelor pe care, știți, a volumului de muncă. Ce tip de presiune? Nu, e alt fel de presiune din exterior, de la un grup sau de la terți sau de la nu există presiune de acest gen. Există doar propria presiune a conștiinței, să lucrez repede, să lucrez bine, să lucrez mult, să mă împart timpul, care până la urmă este puțin, nu mi-ajung cele 12 ore, până la urmă am muncit zilnic mai mult de 12 ore, s-ar putea ca la un moment dat randamentul să scadă și atunci nu este în regulă. Doamnă, dosar electronic? Da, dosar electronic. În prima fază, semnătură electronică. Pe termen scurt este una dintre propunerile pe care le am în vedere. Vom avea semnătură electronică. Asta ce înseamnă? Părțile... Asta voiam să vă rog, doamnelor și domnilor, și în discuția de pregătire a emisiunii, doamna Ciolacă era deosebit de încântată. Acum, să ne explicați și nouă, care nu sunt specialiști, ce înseamnă asta? Adică, pentru persoana care are proces, cum va fi? Pentru persoana care are proces, din păcate, va fi aproape ca înainte, dar pentru persoane care vor avea... De când? Cât mai repede. Deci un termen nu depinde numai de mine. Cât de repede sunt mai mulți factori implicați. Dar toate instanțele brașovene vor avea acest serviciu. Ce înseamnă? Părțile din dosar formulează o acțiune în justiție, indiferent de obiectul ei, că e vorba de penal, civil, administrativ, fiscal, muncii, sindic și așa mai departe, vor primi o științare din partea instanței, prin care ei sunt întrebați dacă agrează această procedură, de a li se comunica totul în format electronic, mail, prin adresă de mail sau SMS. Așadar, doamnelor și domnilor, atenție! Există și această posibilitate. La un moment dat, când se va implementa acest proiect, veți primi un document... prin care trebuie să vă dați acordul, nu? Da, vor completa nume, prenume, datele personale. Sau să refuzați, exact. În care vor completa ce se solicită prin acea adresă și vor achiesa la urmarea acestei proceduri. Asta ce înseamnă? Vor comunica o adresă de mail instanței. Instanța, la rândul ei, folosește o adresă de mail, iar prin aceste... prin aceste adrese de mail se va purta corespondența între instanță și... Și parte. Exact. Parte. Indiferent că partea este o persoană fizică sau juridică, cu instituțiile din oraș și din țară, vom încheia chiar contracte de colaborare, pentru ca să fie și mai simplu și în care vom stabili exact ce anume, ce documente se trimite, în ce condiții și cine le recepționează, cum vom considera și noi recepționarea lor. Foarte important, ceea ce vreau să mai explic este că în momentul în care partea a achiesat la această procedură și a plecat către această parte prin adresă de mail sau SMS, procedura de citare, adresa, actul procedural în sine, deschiderea acelui document va determina, va genera trimiterea către instanță a unei confirmări, așa. Iar din acel moment instanța va considera că procedura s-a realizat. Și asta că poate că... întocmi funcție de... Deci dacă e vorba de termene, dacă nu e vorba de termene, însă am realizat procedura de încunoștințare, deci am o procedură de citare valabilă încheiată. Și atunci se pot continua acțiunile în respectivul dosar, ca să spunem pendine, așa. Da. Putem face comunicări în continuare, schimba documente. Doamne, nu credeți că oamenii vor fi... În situația în care, în termen de 3 zile,
De când eu am expediat SMS-ul sau e-mail-ul, nu am confirmarea că partea a citit, că a luat la cunoștință de documentul trimis, atunci instanța va urma o procedura clasică de comunicare, a citația documentelor și așa mai departe. Da, deci asta nu înseamnă, dom'le, n-am citit mail-ul, gata, sunt în aer, am pierdut tot, nu? Deci se va continua, Să verificăm. Prin poștă, să spunem așa, nu? Sau da, vor fi trimise... Poștă, sau agent procedural, acum depinde și totuși da. Trebuie să verificăm 3 zile, sunt unele dosare care au termene scurte și totuși pierderea celor 3 zile determină niște proceduri mai accelerate. Vom trimite probabil agentul procedural. Doamna Ciolacu, poșta vă încurcă sau vă ajută? Nu prea ne ajută. Să știți că nu sunteți prima, nici singura care spune treaba aceasta. Se fac comunicări așa cum se fac, da. Te trezești cu hârtia lipită de poartă și tu ești în casă. Da, știu. Tocmai de aceea dosarul electronic, partea a doua discuție, dacă pot să continui cu dosarul electronic. Dosarul electronic ce va însemna? Că părțile vor primi tot prin mail, după ce vor achiesa la această procedură electronică, vor primi o parolă și vor avea acces în format PDF la toate documentele dosarului, scanate. Adică stai frumos acasă, vorbim de acțiunea justiției, vorbim de cerere convenționale, de întâmpinare, declarații de martori, expertize, înscrisuri, totul se va scana, va fi încărcat în programul ECRIS, pe baza parolei pe care partea o primește, parola este secretă, va putea intra în sistem și va putea să vadă și să își salveze aceste documente PDF. După care, convertirea într-un program Word este o chestiune care ține doar de deținerea altui program și ați în felul ăsta se scanează. Păi și cine va scana, doamnă? Că spuneați mai devreme că e de lucru, acum nu mă refer că nu o să stea judecătorul să scaneze hârtii, și ceilalți colegi ai dumneavoastră au de lucru, mă gândesc că nu stau... Personal auxiliar, da, este într-adevăr... Și știm ce probleme sunt acolo. Da, ne vom folosi, vom găsi resursele, sper, și în acest moment caut și sper să găsesc și ajutor, vom găsi resursele să scanăm și să introducem toate documentele în program astfel încât să fie facilă comunicarea. Tocmai de aceea eu m-am gândit dacă ar fi posibil și pentru dosarele care sunt pendinte, unde nu s-a pronunțat o hotărâre, nu știu dacă va fi posibil, nu știu dacă vom avea resursele mai devreme, poate cine știe, necesare, se va reuși dar, până la urmă, să nu dar fie poate doar că o vom reuși, nu știu, eu încerc. Momentan procese. Pe mine mă interesează în primă fază implementarea acestei semnături electronice, după aceea dosarul electronic. Eu sper că până la sfârșitul anului chiar vom avea aceste proceduri și sper că totuși cât mai mulți oameni vor achiesa la această procedură. Da, cât mai mulți, pentru că asta voiam să vă spun, eu vă garantez că vor fi refuzuri. Da, și acum avem, deși noi suntem doar în faza de a implementa, avem situații reacțiile în care sunt, părțile sau chiar avocați în care spun expres că nu doresc procedura comunicării electronice. Nu știu, ori sunt refractari la ceva nou, ori mă gândesc că nu au un birou sau... poate că nu mi-am dat eu încă seama care ar fi cauzele pentru care... Nu... Bine, dar încet, acum nu se poate face o astfel de acțiune de azi pe mâine, doamnă, pentru că nu, necesită dar, timp. Eu cred că tot 6 luni sunt termen rezonabil. Sunteți foarte optimistă. Sunt foarte optimistă, așa, sunt foarte optimistă și nu numai că sunt încrezătoare și am încredere nu numai în program, dar am încredere în toți oamenii care s-au implicat în acest proiect. Adevărul este că ar fi mult mai ușor pentru toată lumea, clar. Chiar pentru toată mult lumea. Mai mult mai ușor. Mult mai ușor. Și timpii de așteptare se vor scădea. Nu mai trebuie să merg la arhivă. Clar, să fără discuție. Mă refer la un avocat sau la o parte, să mă duc să stau la rând, să depun un document. L-am trimis prin e-mail. Altceva mai vreau să mai spun. Vă rog. În cadrul acestui program, comunicarea hotărârii. Eu, totuși, știind către a face o comunicare clasică a hotărârii pe hârtie, către parte, și nu au comunicare, chiar dacă hotărârea, decizia, indiferent sentința va fi la pusă la dispoziție și va fi comunicată părții sau avocatului, hotărârea ștampilată și semnată să fie totuși comunicată prin poștă sau alt mijloc. Adică dar, să existe ștampila caz, acolo, să o vadă omul oficială, cu... Da. A, așa. Și chiar dacă noi vom face comunicări ale hotărârilor în format electronic, noi nu le vom considera ca fiind comunicate. Da? Deci, omul, deși o primește și electronic, să știe că o va primi și prin poștă. Eu așa îmi doresc, ca să există o certitudine transparentă, clară. Cum reacționează în general, acum neapărat...
cei care suntem implicați foarte bine, pozitiv, după evident, cum observați. Cei nu care, la, nu care la cei trebuie... implicați făceam referire, sigur. Da, celor care, într-un fel sau altul, le scade activitatea, dar le crește responsabilitatea. Nu chiar foarte încântat, dar, repet, personalul și, în general, colegii mei sunt deschiși și sper că se vor adapta și probabil că nu este un proiect perfect sau nu este, totul este perfectibil. Vom găsi categoric, soluții. Sigur că, dar veți vedea efectiv când veți lucra, da, dacă apar dacă sau nu probleme. Dar sunt deja alte instanțe care aplică acest proiect, acest program. Și nu e nicio problemă și merge foarte bine, au fost, ca să spunem așa. Nu, noi am învățat deja de la ei și am adaptat să fie astfel încât să, să fie și mai bine, nu? Pentru că problemelor. Fiecare poate avea o idee care să perfecteze această situație. Foarte interesant. O să mai discutăm pe sigur această că temă. Da, sigur, în momentul în care doamnă, vom da drum programul și va fi efectiv și oficial, oricum noi pe site-ul instanței vom încărca materiale legate de acest proiect, care sunt pașii, cum se va face, cum se accesează, vor fi persoane care vor fi, care vor sta la dispoziția părților telefonii sau persoane interesate ca să li se explice dacă este cazul. Modul de lucru. Timp și eu cred că deschidere, open mind până la urmă, dacă suntem cu mintea deschisă vom reuși să implementăm acest program. Eu cu succes. Vă doresc succes. Acum am o curiozitate personală, doamnă, mai avem câteva minute. Palat de Justiție la Brașov? Va fi și Palat de Justiție la Brașov. Eu îmi doresc în cei 3 ani de mandat, nu știu dacă voi reuși să ridic împreună cu președinta Curții de Apel Brașov, dar ne preocupă foarte tare acest lucru. Va fi Palat de Justiție la Brașov. Eu sper și cred în acest proiect. Vă doresc succes, se discută, să știți, toată lumea își pune problema. Până la Palat, este și o creștere, merg pe premisa creșterii prestigiului justiției. Eu cred, pe lângă faptul că trebuie să oferim tuturor condiții normale de muncă. Păi, categoric. Și nu numai celor care muncesc, acolo, dar celor justițiabilor care vin și stau mult în săl și știu și eu, poate băncile nu sunt foarte comode, pentru că am văzut, într-adevăr, nu sunt comode. O să mă gândesc vă să confirm. Găsesc o soluție. Doamne, și deci vă confirm asta. Cât am stat acolo. Da, așteptăm... Da, pe propria piele am văzut. Da. Bun. Vom găsi soluții pas cu pas. Tocmai de aceea cred că un Palat de Justiție va fi o idee care nu numai va duce la creșterea prestigiului justiției, dar va oferi condiții normale, firești. Păi normale, că pentru despre asta toată vorbim, lumea care că nimeni participă. Nu cere, doamnă, fotoliu cu nu știu ce... Și... Da? Dar omenește. Aveți proiecte pe care vreți să le implementați în școli împreună cu Inspectoratul Școlar Județean. Da. Spuneam în debutul emisiunii, multă violență, foarte multe da. Droguri. Da, din păcate, da. Avem un proiect cu educația judiciară în școli pe care l-am început în 2009, l-am tot continuat, dacă mă amintiți, am avut au fost acțiuni pe care le-ați organizat, foarte bune, în care am fost implicați inițial număr foarte mic de oameni. Ulterior, numărul persoanelor care au dorit să se implice în proiect a crescut și în acest fel în prezent, după ce am organizat procesele școală, discuțiile, dacă vă amintiți, mesele rotunde cu cei doi condamnați pentru consumul și traficul de droguri, acum am... Acestea au impact, doamnă. Au adică impact în momentul în care pozitiv, îi alăți sper. Unui elev de clasa 11-a, de clasa corect. 12-a, un condamnat care vine să explice, uite, am greșit, tu să nu faci ca așa mine, ceva, ca el, da. Cel mai bun exemplu. Este cel mai bun exemplu. Mesă rotundă, da. Eu nu sunt de acord, doamnă. Noi suntem toți la o masă și mai zicem una alta. Păi imaginea valorează mai mult decât 1000 de cuvinte. Da? Deci nu e... Nu. Nu. Bun. Exemplu, puterea exemplului nu-l poate contesta nimeni. Am, deci în fața, vom face niște contracte de colaborare. În aceste, vor fi create aceste echipe mixte. Judecători, procurori, avocați, mediatori, polițiști. Vom forma aceste echipe și la toate școlile din județul Brașov fie vom efectua vizite la sediul școlilor, la orele de dirigenție sau educație juridică sau asta educație urmează socială. Să se stabilească, asta urmează da? Să se stabilească, da? Fie vor unde veni vom explica, la... Fie vor veni la sediul tribunalului, mă rog, numeric, va trebui să-i organizăm într-un... Păi, dar bineînțeles, nu poți să duci... Vor fi organizate în continuare procesele toți școală. Toți deodată. Și discuțiile cu persoanele condamnate pentru traficul de droguri, pentru că aici mi se pare foarte important, cât și infracțiuni de violență. Da. M-am gândit să extindem puțin sfera persoanelor care au fost condamnate pentru idee foarte bună, pentru că tocmai în ideea de a stopa
violența în școli, ceea ce, în primul rând, prin discuțiile pe care eu mi le mai ținam la masa rotundă, apropo de ce discutam mai devreme, doresc să scoatem în evidență faptul că violența este, poate să ducă la niște consecințe negative atât de drastice, încât este păcat pentru, nu numai pentru victimă care rămâne cu niște tare psihologice, dar și pentru agresor. Și atunci este bine să încercăm să găsim alte metode, să facem sport, să mâncăm sănătos, nu știu, să mergem să ne plimbăm, să mergem la film, pentru a consuma, să citim, să învățăm, să ajungem niște oameni normali și să ajungem. Doamna, dacă mie îmi dați o rețetă prin care tinerii să fie determinați să citească, nimeni nu mai citește, doamne. Atunci să le citim noi. Măcar atât? Da. Deci, acesta este un proiect care este pe termen mediu și lung. Țin foarte mult la acest proiect și îmi doresc foarte mult să-l implementăm cât mai repede. Și în colaborare cu penitenciarul Codlea, conducerea penitenciarului a fost foarte deschisă și am apreciat foarte mult colaborarea cu conducerea penitenciarului, în sensul că au fost de acord pe de altă parte să facem și vizite pentru persoanele majore, evident, discuții cu persoanele pentru condamnate. Că altfel nu se poate. Și ceea ce dorim în primul și în primul rând, să încercăm ca această delinvență juvenilă să fie tranzitorie, dacă tot este, Doamne ferește, noi încercăm să o stopăm, să o oprim cât mai mult. Dar dacă tot ea există, ea să fie tranzitorie, adică să fie accidentală. Să ne dorim, pentru că am văzut foarte mulți oameni care, abia după ce au ajuns deferiți justiției, să realizeze consecințele faptelor lor. De fapt, deși erau oameni maturi, oameni care lăsau în spate un istoric dureros, sigur, victime sau victimă, familii îndurerate și de o parte și de cealaltă, din motive diferite. Și atunci, dar interesul nostru este, prin acest program, este să încercăm să conștientizeze oamenii că mai bine să fiu mai atent înainte de a face ceva, de a deschide gura, de a acționa în vreun fel sau de a nu acționa cum trebuie și să evit niște efecte dezastroase pentru mine sau alți oameni. Doamna Ciolacu, un mesaj pentru părinți aveți? Eu cred că părinții, deși nu sunt părinte, nu știu dacă ar trebui să am, dar Doamne, eu cred că părinții ar trebui la câte să... dosare ați avut în... Da. Sunt eu cred că părinții ar trebui să aibă în acest moment mai multă încredere în copiii lor decât în educația pe care ei le-au oferit-o. Sunt convinsă că sunt foarte mulți părinți care fac multe sacrificii, care se dedică copiilor și care chiar își cresc foarte bine copiii. Cred că vine un moment în care fiecare părinte trebuie să aibă mai multă încredere în copilul pe care îl are. Cât de mult contează să-i spui copilului că ai încredere bun, în el și că îl iubești. Ai reușit, da. Ai, nu de fiecare dată, nimic nu e bun, da. Iar ai greșit, nu, iar nu așa. Motivația pozitivă, eu totuși cred mai mult în motivația pozitivă decât în cea negativă. Cea negativă trebuie să fie totuși cu caracter excepțional. Și pentru totuși altfel, să avem încredere că... Pentru că altfel îl înrăiești, exact, îl îndepărtezi și, nu, și îl determin să caute căldură în altă parte, da, și cine știe unde. Găsește poate un lider de grup care îl formează greșit și care îl învață greșit. Dar eu cred că totuși printr-un sentiment sănătos și de iubire părintească, copiii înțeleg și pentru apropiere. Dar pentru asta au nevoie de dialog. Timp. Da, așa este. Ori timpul... În timpul, mare parte este dedicat... Și timpul nu are răbdare cu noi, așa este. Doamnă, oprim emisiunea și mai facem încă una. Acum trebuie să ne oprim. Eu vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes în toate proiectele pe care doriți să le implementați. Suntem aici, v-am mai adresa întrebări de-a lungul timpului. Așadar, doamnelor și domnilor, mesaje de bine. Să sperăm că justiția va fi așa cum a spus doamna Ciolacu, cu sentințe corecte. Nu că n-ar fi fost până acum. Sunt Amelia Vulcu, numai bine!